suntem pe drumuri, suntem în căutare de locații noi, de locații frumoase, de locații pe care să vi le recomandăm din tot sufletul. Locuri în care să ieșiți, locuri în care să vă petreceți weekendurile, locuri în care să socializați, să cunoașteți oameni, să vă distrați, să vă bucurați de timpul vostru liber. Asta este esența poveștii la Club Zone. Bun. Și descoperim unde aș mai fi zis eu că descoper locuri noi, oare? Zic de Ploiești, mă gândeam că greu mai găsești locuri noi în Ploiești. Uite că avem plăcerea să descoperim o locație nouă care funcționează foarte bine de ceva timp în Ploiești. De cât timp? Ce se întâmplă cu ea? Aflăm în următoarele 20 de minute, pentru că ne va fi gazdă în aceste 20 de minute The Fable, locul care, vă spun, chiar place ploieștenilor. Fable ne este gazdă, vizionare plăcută. 20 de minute de acum încolo, rămâneți cu noi! Să vorbim despre The Fable. De ce The Fable? De unde The Fable? Cum de te-ai gândit singur în toată povestea asta sau nu? Zi-mi, Andrei. Nu m-am gândit eu singur la tot. Suntem în primul rând, suntem doi parteneri asociați. Tu și? Eu și Gil. Gil. Da. Să trăiești, Gil. Bravo. Super treabă. Așa, iar The Fable și amenajarea interioară și tot ce ține de chestiile interesante de pe aici s-a ocupat un prieten cunoscut, designer Ionuț Raiu e numele lui. Super treabă, frumoasă a făcut. Inclusiv numele e creația lui, să zicem așa. The Fable. Da. Fable-ul unde îl găsim? Pe harta Ploieștiului. Strada Vasile Lupu, numărul 32, strada cu poliția județeană, da. Să n-aveți treabă cu poliția județeană. Ideal, ar fi. Bun. Aici se află Fable-ul așadar de 4 ani. Ce s-a întâmplat în acești 4 ani, Andrei? Cum i-ați învățat pe ploiește în drumul către voi? Cu ce ați ademenit? Cum s-au întâmplat? Cum se întâmplă poveștile la The Fable? În timp, în cursul săptămânii, deschis când, de când până când, îți ridic la fileu și tu rămâne doar să fii un bun povestitor. Sper, da. În primul rând a fost un vis, o chestie pe care am avut-o împreună cu asociatul meu. Era gândit din înainte de deschidere, cu câțiva ani chiar. Da, și a pornit greu, ca orice afacere mică și fără o susținere financiară foarte mare din spate. Și din aproape în aproape, cu produse de calitate, cu evenimente pe care le-am făcut aici, cu concerte live, cu oameni, cu angajați. Adică... Și să faceți concerte live și aici? Cât e de... Chiar ca... Bun. Ce capacitate are locația? La interior 45 de locuri sunt păscate. Și terasa? Terasa, cea acoperită, are în jur de 50 de locuri și cea descoperită încă vreo 30.